Bun găsit, prieteni! Sunt Florin Moroșanu, iar în cadrul proiectului C, în care discutăm despre oameni, creativitate și oraș, invitatul meu de astăzi este Chero, Chero Zen. Astăzi vom discuta despre creativitate în zona artelor vizuale. E un domeniu vast și cum altfel puteam să discutăm despre creativitate dacă nu cumva schimbând puțin perspectiva. De aceea l-am invitat pe Chero. El este artist care poate fi încadrat într-un curent street art, care folosește pereții clădirilor ca suport pentru manifestare artistică și creativă. Despre Chero aș putea să spun destul de multe lucruri, ne știm de ceva vreme. În oraș, de exemplu, în Cluj, are 5-6 lucrări pe care le puteți vedea în diferite locuri. Este chiar un tramvai pictat acum câțiva ani în cadrul proiectului Capitala Europeană a Tineretului și de asemenea la nivel național are zeci de lucrări în care a fost implicat ca și autor sau coautor. Chero, mulțumesc fain că ai răspuns invitației. Salutare, salutare la toată lumea și mersi, mă bucur că am avut ocazia am ocazia să vin și să dăm un pic din casă, să zic așa. Ce este pentru tine creativitatea, ar fi prima mea întrebare. Da, generic cred că creativitatea e o manifestare a exprimării libere după limitările fiecăruia. Adică aici se limitează, cred, creativitatea în funcție de prejudecățile noastre și de modul de a gândi, cât de liber putem să gândim și cât de departe putem să împlinim acele idei, să zic așa. Poți să nominalizezi o persoană pe care tu o consideri creativă, un exemplu al creativității, o persoană pe care ai putea să pui degetul, să-i spui, ăsta este un om creativ? Cred că orice copil până în vârsta de 5-7 ani este foarte creativ. Adică chiar una dintre ultimele lucrări se raportează la aspectul ăsta în care am încercat să facem privitorul să înțeleagă că cât de important e copilul din tine. Adică, așa, sincer, nu o persoană, sunt foarte mulți oameni creativi, dar cred că e mai important aspectul ăsta decât a numi o persoană anume. Adică fiecare copil până la 5-7 ani, cred, când deja apare ego și apar anumite reguli care și le sunt, să zic așa, formatate, el e foarte creativ, pentru că e sincer în ceea ce face și gândește și, prin urmare, e foarte liber în exprimarea lui. Spune-mi, te rog, ce este street art-ul? Cum îl definești tu? E zona în care te miști cumva, da. Deși discutam înainte să începem, e greu să încadreze astăzi într-un curent anume un artist, pentru că sunt atât de multe variante și variații. Mediile sunt foarte variate și opțiunile la fel, adică tehnologia sau evoluția în general permite acum să fim foarte polivalenți în ceea ce facem și atunci totul se mixează și e foarte complex, foarte întrepătruns. Toate aspectele ce țin de artă sau de viață în general sunt mult mai întrepătrunse și interconectate și e foarte greu să definești un curent anume, ci poate o direcție sau ceva. Street art-ul cred că e, cel puțin în România, e la un nivel subcultural destul de avantgardist, după cum îl văd eu. Și e o manifestare faină a artei. Mă bucur foarte mult că am ajuns să fac asta, având talent de mic și
fiind cumva îndrumat spre direcția asta, am avut așa o pauză lungă, după care m-am reapucat de artă, să zic, prin street art, prin graffiti și ulterior street art. Și de-a lungul timpului, analizând toate aspectele, să zic, în paralel cu lumea artei, cu piața artei și cu toată atmosfera din jurul exprimării artistice, cred că am făcut alegerea cea mai bună, zic eu. Adică sunt fericit cu ce... sunt fericit cu alegerea sau unde am ajuns. Dacă ne uităm puțin în istorie, vedem, de exemplu, printre primele reprezentări artistice, găsim picturile rupestre. Ele foloseau interiorul grotelor în care trăiau oamenii la începuturi. Apoi, peretele devine în continuare o suprafață pentru expunere artistică, însă relativ de curând această formă artistică, pictura murală, pictura pe pereții, pe calcanele clădirilor, la noi în țară a început să prindă avânt. Care este esența acestui tip de manifestare artistică? Adică, de ce pe o clădire, de ce pe un perete al unei clădiri și de ce nu pe, știu eu, pânza pe care o folosește în mod tradițional un pictor sau pe laptopul pe care un designer creează lucrările sale. De ce ai simțit nevoia să te duci înspre această suprafață? Da, asta e, cred că în informația asta, cred că se află în ADN-ul nostru, cred că de când tream în peșteri, la fel cum ai spus, adică e o comunicare indirectă față de ceilalți, în sensul în care vrem să lăsăm un mesaj, într-un fel sau altul, celorlalți în lipsa prezenței noastre. Iar în peșteri, ei foloseau pereții, evident. Pe urmă, acest muralism, să zic eu, că cumva e așa o definiție din burtă asumată de mai mulți artiști, să zic așa, se regăsește și se plimbă cu noi de-a lungul istoriei noastre, inclusiv istoria artei, până în zilele noastre. Chiar cred că oarecum se închide un fel de bucla evoluției, e așa, adică apogeul văd undeva în perioada renascentistă, în care totul era dus la perfecțiune, după care arta începe ușor să se degenereze și să revină la esența ei. Vreau să te întreb, pe lângă dimensiunea estetică, arta este și purtătoare de mesaj. Care ar fi esența mesajului tău? Știu fiecare persoană când vede o lucrare, interpretează prin filtrul său, prin propria sa experiență, dar totuși, dacă ar fi să identifici un mesaj pe care îl transmiți prin lucrările tale, care ar fi acela? Da, de-a lungul timpului evoluăm, e normal să evoluăm și probabil mesajul se mai schimbă sau se eficientizează, se ajunge la o esență, să zic. După toți acești ani în care am tot reluat și regândit și cercetat acest aspect, cred că am ajuns așa la concluzia că cel mai important e doar să transmiți, e neapărat un mesaj foarte clar, ci mai degrabă starea pe care o transmiți sau decât mesajul, care de fapt e o afirmație, ceea ce ține doar de... Nu există un adevăr pur, să zic. Există doar perspective, adică perspectiva mea, a ta sau a altora, și e puțin greșit să susții o afirmație. Mai benefic, cred, dacă urmăresc, să zic, o evoluție a noastră sau ceva bun din toată treaba asta, probabil e să pui... să ridici niște întrebări. Până la urmă am ajuns la concluzia că de fapt asta caut, fără să îmi fi
dat seama la început. Tu ai un ritual când lucrezi? Da, bine, ritualele astea mici cu băutul cafele sau uneori mai fac și încălzire, îți spun sincer, la un... gimnastică. Serios? Da, pentru că e, munca e destul de grea în cazul unui mural mare de peste 100 de metri și te solicită foarte mult și ca la orice sport. Cumva, știi, așa, e un mix de mai multe. Trebuie să-ți faci o ușoară încălzire. Asta aș putea o să o consider un ritual. Dar, da, nu am un ritual asumat. Adică nu mă duc în colțișorul meu și îmi fac treaba ca după aia să pot să mă apuc. Dar, da, uneori încerc să mă liniștesc înainte de perete, care cred că orice persoană ar face asta înainte să se apuce de ceva important pentru el. Și încerci să-ți găsești un pic echilibru, să, fie că e meditație sau nu, fie că pur și simplu stai un pic așa cu tine ca să îți, nu știu, cauți esența poate. Să, și pentru că ai vorbit de căutarea esenței, tu de unde te inspiri? Adică am mai... discutat da. Și acest subiect cu cei care au fost inspirația, da, e, da. Na, e o întrebare clasică, să zic, pentru un artist. Inspirația cred că e în aer, adică trebuie doar să ne dăm noi libertatea de a fi deschiși. Inspirația e pretutindeni. În orice moment există un strop de inspirație, în orice gest, în orice întâmplare care ți se întâmplă. De fapt, e universul care comunică cu noi într-un fel sau altul, chiar dacă uneori nu-l observăm, toate au un sens, să zic, și tu când te setezi pe o anume chestie, adică îți pui o intenție ca să faci un mural, să o idee, cauți o direcție, să zic, vizuală, de mesaj, de orice, tu, de fapt, îți pui o intenție față de univers. Iar universul te servește, te ajută într-un fel, îți dă inspirația, să zic așa. Doar că, de multe ori, noi nu ne deschidem suficient ca să vedem inspirația, știi? Și căutând prea mult inspirația, riscăm să o pierdem. Tu cum te împaci cu gândul că o lucrare pe care ai făcut-o azi, nu știu, tramvaiul pe care l-ai vopsit, s-ar putea ca peste un an de zile să fie revopsit într-o altă culoare și creația ta să dispară, la fel de bine cum poate să dispară de pe calcanul unei clădiri în momentul în care clădirea se refațadizează. Da, asta, partea asta de... aspectul ăsta temporar al street art-ului îl consider foarte special și chiar valoros, pentru că face să apreciem mult mai mult lucrarea și mă satisface într-un fel așa personal, pentru că nu poate fi creat ca și obiect, nu poate fi valorificat ca și obiect de artă. Adică contrazice practic toată nebunia ce se vehiculează în jurul, în lumea artei, pe piața artei, să fiu mai concis. Adică, da, suntem și noi plătiți, nu înseamnă că trebuie să facem totul pe gratis și să, fiecare trebuie să trăiască într-un fel sau altul, dar de la a fi plătit pentru munca prestată sau da, hai să o luăm așa mai simplu, munca prestată ca să realizezi lucrarea respectivă, până la a fi speculată pe piața artei, e un drum foarte lung și interesant, să zic, cum se petrec lucrurile. Iar aspectul ăsta de
Artă efemeră. Artă efemeră, da. Îi dă o oarecare valoare spirituală, să zic, mult mai valoroasă, zic eu, decât cea materială. Eu apreciez foarte mult dimensiunea educativă a ceea ce faceți voi. Mă refer la faptul că există o diferențiere clară între arta murală și anumite forme de graffiti care sunt cumva manifestări anarhice ale libertății. Ați fost implicați în proiectul Artă în curtea școlii. Ce ați făcut mai exact? Da, proiectul a pornit din nevoia de a aduce street art-ul și la Cluj, deoarece legislația practic e nevoie de o autorizație de construcție, de refațadizare a clădirii, ceea ce e un pic mult peste ce ar trebui să fie în cazul ăsta. Dar probabil lucrurile au un început și în timp se vor schimba. Da, cum am zis, școlile au cumva sunt așa un teren, o portiță, să zic, în sistem care permite manifestarea unui astfel de proiect și urmând exemplul altor orașe, să zic așa, cum au fost Sibiu sau, mă rog, momentan cred că sunt cel puțin 10 orașe în țară care au această rețetă. Pentru asta, împreună cu Ocu, artista cu care colaborez, și cu alți artiști sau oameni care sunt implicați în domeniul ăsta, am creat o asociație, Asociația La Un Loc, și am început să căutăm școli, să zic. Am găsit foarte multe, sunt foarte mulți oameni care ne propun asta, din păcate nu putem să onorăm toate cererile, dar sperăm ca pe viitor să apară și alte entități, alte asociații, alți oameni care să fie interesați de domeniul ăsta sau de promovarea street art-ului. Trebuie să fac această mențiune. Pictura murală este diferită de ceea ce vedem în anumite locuri ca fiind graffiti sau înscrisurile pe pereți care par să nu aibă nicio, pentru noi care trecem pe lângă ele, niciun sens, nicio noimă. Cumva e o întrebare dificilă, dar tu cum te poziționezi față de acele, nu pot să le numesc lucrări, acele degradări ale clădirilor, da, prin mâzgălire sau prin mesaje, unele chiar obscene? Da, e o manifestare de rebeliune cumva, dar nu numai. Dar până la urmă ați ajuns să faceți aceste lucrări minunate cumva, da, având avize, autorizații și acordurile necesare pentru ca ele să nu fie, curățate a doua zi de către cei care trebuie să facă lucrul ăsta. Un proces interesant prin care cred că am avut șansa de a începe odată cu acest curent venit în România aproape din primii ani și am evoluat odată cu el prin transformările lui. Practic ne-am transformat împreună, cred, și e un proces fain să vezi cum ajungi de la niște mâzgăleli, neapărat vulgare, dar catalogate ca și vandalism, să lucrezi cu autorități ca și primăria sau alte instituții publice și să fii comisionat pentru a face proiecte sau lucrări pentru, diferite companii, comunități, da. Sau chiar comisionate pentru companii. Am lucrat pentru unele foarte cunoscute la nivel internațional. Acum iarăși pun o întrebare nefericită. Ai un proiect, o lucrare de care să fii foarte mândru?
toate sunt ale tale, e ca și cum te-aș întreba dacă ai 5 copii pe care îl iubești mai mult. Da. Da? Cumva știu că forțez da, nota. Da. Sau reformulez, nu de care ești mândru, de care ești cumva mai atașat, adică ți s-a părut mai greu demersul și până la urmă surpriza a fost da. Că s-a înfăptuit. Cumva ai o poveste în spatele acelei lucrări da, da, de da, care da. Te leagă nu, mai nu mult. Știu dacă țintești acolo, dar într-adevăr lucrarea cu Sfântul Gheorghe din București a lăsat așa o amprentă foarte semnificativă în carieră, adică în tot demersul meu și în, nu doar al meu. Practic, cred că acolo, să iau așa cu începutul, în ziua de azi e foarte greu ca și artist să nu te autocenzurezi. Asta e cea mai mare și gravă problemă pe care o văd eu în mediul artistic. De ce? Adică nu mă refer la cenzura directă când cineva zice băi, nu poți să faci chestia aia sau nu ți-aprobăm schița sau aia e cu totul altceva. E vorba de autocenzură în cazul în care, din anumite motive, fie că le realizăm sau le conștientizăm, fie nu. Așa câteva exemple ca să înțelegi ar fi nevoia de afirmare și din care tu vrei să fii plăcut, știi, cauți să fii plăcut și atunci, fără să-ți dai seama, ajungi să nu mai faci poate chiar ceea ce te reprezintă, ci ceea ce poate crezi că reprezinte pe ceilalți sau reprezintă un anumit trend. Sunt foarte multe direcții. Deci ăsta e un exemplu clar. Mă rog, sunt multe forme, cred, de autocenzură. Iar în cazul lucrării Sfântul Gheorghe, cred că a fost una din puținele dăți, când, sau poate chiar prima, când împreună cu colegii cu care am realizat lucrarea, Irlo și Obi Platon, am ales să nu ne autocenzurăm. Adică lucrând, făcând brainstorming pe lucrare, pe locație, am ajuns la Sfântul Gheorghe, interpretarea icoanei Sfântul Gheorghe, pentru că piața era Sfântul Gheorghe, iar street art-ul e foarte legat de mediul în care apare, adică aspectul in situ, cum e termenul specializat. Și da, cred că atunci a fost așa un click foarte important pentru mine, pentru noi, ca și artiști, și cred că și pentru street art. Street art-ul din România, mă refer. Adică, pur și simplu, a declanșat așa o nu știu ce să zic, o energie, o chestie interesantă care a ajuns la multă lume într-un fel sau altul. Și cred că a fost destul de marcant, ca să zic așa. Haideți să revenim un pic la Cluj. Da. Poți să nominalizezi un proiect din zona socioculturală care se întâmplă în Cluj, hai să zicem în ultimii 5 sau 7 ani de zile, ca să mergem mai în urmă, și care ți-a atras atenția ca fiind un proiect creativ, cumva un proiect care să întrunească caracteristicile creativității, care să fie originalitate, utilitate, să fie validat, să creeze și emoție. Da, sunt atât de multe la Cluj, chiar se întâmplă multe chestii faine și creative și mi-e așa, acum e foarte greu să chiar să nominalizez unul, dar cel mai curent așa care l-am văzut, cred că e Lights On. Mă rog, sunt atât de multe, asta zic, că e o Clujul chiar permite și cred că e foarte deschis creativității. Chiar o să mulțumesc, tare fain. Mi-a făcut plăcere. Mulțumesc pentru momentele de sinceritate și sper să ne vedem în viitorul nu foarte îndepărtat
din nou pe schele, voi, noi, pe stradă, urmărind lucrările pe care le faceți. Mersi fain încă o dată. Mersi și eu pentru invitație și mă bucur că am putut să vorbesc puțin despre ce facem, ce fac și pot să aduc oamenii mai aproape de lumea mea sau de lumea noastră a artiștilor stradali, să zic așa. Mersi, fain. Cu plăcere.